este începutul cursului de script, al clasei a 12-a o clasă neam specializarea științe sociale, o clasă heterogenă, provocatoare, pe care m-a spus multor încercări și sunt sigură că multor am început în față. De asemenea, i-am supus încercărilor pentru că am crezut întotdeauna că Sfântul este pedagogul necesar. Altfel, parapal, n-ar fi putut părerea procesul de maturizare. În sfârșit, nu e momentul justificărilor, e momentul în care voi fi la sfârșitul anilor de liceu catalogul, numele lor, sper să nu fie în ultima oară, cât vor fi întâlniri de 10-20 de ani, de la finalizarea liceului. Asta înseamnă că procesul nu e încheiat. Asta înseamnă că opera nu e definitivă. Și așa trebuie să fie. Ei sunt în formare. Poate că de acum ar fi trebuit să începem colaborarea. Simt eu că le cunoaștem un pic mai bine. Avem ani de acum să ne surprindem frumos dintre ceilalți. Așadar, am să citesc catalogul și apoi am să le spun și alte vorbe frumoase. Da, se descurează. Andrei Ionuț Filipe. Tante Andreea. Lorena. Faceți un pas la cuște. Anghel Andrei. Antonescu Simona, prezentă. Edruș Ioana, prezentă. Păsanu Alexandra, prezentă. Vorbea Ioana, prezentă. Vorca la Prețu, prezentă. Filiar Cunina, Ciută Fănel, prezentă. Stache Andrei Mihai, prezentă. Căpciun Elena, prezentă. Doni Marț Ștefan, absent, demonstrat. Gabriel Alexandru. Prezent. Ilie Gabriel Alexandru. Jipa Alexandru. Prezent. Lazer Filina. Manovache Ștefan Robert. Manole Raleș. Prezent. Ocanu Adrian. Prezent. Urbu Andreea Fădălina. Tatăl Aliza, prezent. Neagu Elena Rosana, prezent. Necuiaș Nicoleta Mădălina. Monacută Tăghini Tomâns. Molteanu Ana Cristina. Petratiu Pădăriu Suvala. Preda Violeta Rădăriona. Radu Cătălin. Absență de Moșucar. Roman Sipia. Sfârne Andrei. Prezentă. Statache Elenia Simona. Prezentă. Vasile Sfântul Ioan. Sunt elevii noștri, sunt elevii care au crescut lângă noi și sunt elevii care au aspirații, au așteptări, au ideal. Aș vrea să continui prin a vă spune dumneavoastră părinților pe care mă bucur că sunteți într-un mod consistent și chiar dacă nu ne-am văzut mai des, a existat o foarte bună colaborare între noi. Să le spun colegilor mei că acești elevi provocatori, veseli, extrem de veseli, normal de veseli, au copiile de idealuri, că au iubit, că au urât, că s-au prăbușit, că s-au ridicat. Și poate că ceea ce ne dorim noi de la ei e altceva decât își doresc ei în această viață. Și de aceea m-am pune nevoie de poșetă ca să vă spun ce își doresc copiii noștri. Să vedem dacă vă recunoașteți. Tema de la dirigenție era eu peste 10 ani.
Cred și sper că peste 10 ani o să fiu un om independent, cu capul pe umeri, care este pe cale să se căsătorească cu persoana cea mai potrivită. Un om cu o dorință acerbă de a putea oferi viitorilor copii tot ceea ce își doresc. Peste 10 ani aș vrea să am o slujbă frumoasă, să câștig bani mulți și să am o soție frumoasă și deșteaptă. Visul meu este să ajung procuror și să câștig la lotul. Aș dori să am o casă în muntele Apes. Dar cel mai mult vreau să fiu sănătos. Nu pot să mai spun. Peste 10 ani mă imaginez ca fiind realizat din toate punctele de vedere. Sper să reușesc să îndeplinesc visele și să nu-mi dezamăgesc familia. Îmi doresc un loc de muncă stabil, care să-mi asigure un trai decent, de preferat în străinătate. Vreau să-mi trăiesc viața din plin și să mă bucur de toate oportunitățile care mi se vor oferi. Nu mă văd căsătorit peste 10 ani, dar nu se știe. Dacă ar fi să mă căsătoresc, mi-aș dori aleasa să semene puțin cu Kate Harper. Căsătorit, trei copii, trăim în viața într-o casă pe malul unui lac cu ponton, unde în fiecare sâmbătă dimineața să merg la pescuit cu ai mei copii. Din punct de vedere profesional, mi-ar plăcea să fiu inginer constructor la o firmă constructoare de automobile de renume sau eventual pilot de curse. Mi-aș dori ca fratele meu să locuiască alături de casa mea și să fim la fel de apropiați pe tot parcursul vieții. Peste 10 ani, mă văd cu un loc de muncă asigurat și cu familie întemeiată. Locul de muncă vreau să fie în domeniul serviciului sau al dreptului. Locul de muncă mă ajută să duc un trai de gen și să întrețin familia pe care o voi avea. Vreau să fac totul cu plăcere și să mă bucur de orice clipă din viață. Eu, peste 10 ani, o să am 27 de ani, o frumoasă slujbă în cadrul poliției, o situație financiară bună, fiind realizată din toate punctele de vedere. Sper să-mi realizez toate visele propuse în copilărie. La vârsta de 27 de ani, sper să-mi întemeiez o familie, o soție frumoasă, să semene cu Angelina Jolie, doi băieți și o fetiță. Aș vrea ca peste 10 ani să fiu realizată pe plan profesional și să am un apartament al meu. Nu știu încă în ce domeniu m-aș potrivi sau m-aș descurca mai bine și nu cred că voi fi căsătorită, însă îmi doresc să am o relație stabilă. Pentru mine, actele căsătoriei nu înseamnă nimic. Peste 10 ani, mă văd realizată pe plan profesional, cu o familie într-o țară din Europa sau Canada. După ce am terminat SNSPA, mă angajez, o vizitez pe sora mea în Canada, aproape lunar, și mă doresc împreună cu familia, în toată România, alte vise. 1. Plecată din țară. 2. Slujbă stabilă în medicină. 3. Un apartament. 4. Două vizici și doi timp. 5. O persoană cu care să-mi petrec tot timpul. Iubit, prieten, soț. 6. Să fiu sănătoasă. 7. Să călătoresc, să vizitez, să explorez. Au trecut deja 10 ani de când eram un copil în clasa 11-a. Îmi amintesc cu drag de tot ce am trăit pe parcursul acestor ani. Acum sunt o femeie căsătorită cu un bărbat care mă iubește foarte mult și cu care am doi copii, un băiat și o fetiță. În ceea ce privește viața profesională, pot spune că sunt împlinită, deoarece am devenit educatoare. Nu eram convinsă că vreau să lucrez în acest domeniu, dar nu regret nicio secundă alegerea făcută. Soțul meu este avocat. Îmi place meseria lui pentru că reușește întotdeauna să-și găsească timp pentru familie. Am ales cel mai minunat bărbat din lume. Și nu voi uita niciodată în momentul în care am spus da. Peste 10 ani, mă văd în Dubai, un patron la o întreprindere mare, să locuiesc tot acolo și să vin de când în când la familie și la rude. Mă voi căsători la 26 de ani și voi avea o rude unde voi invita cuștiințe. Peste 10 ani, mă văd lucrând într-o firmă mare, pentru exemplu Microsoft, voi avea foarte mulți bani și mă voi plimba în toate colțurile lumii. Îmi voi deschide o sală de fitness. Nu voi avea o familie și îmi voi trăi viața cum pot mai mult. Peste 10 ani mă văd realizată pe plan profesional, căsătorită și un copil. Nu voi mai sta în Focșani. În urma sfaturilor primite de către tatăl meu, că de acum vreau să lucrez în domeniul armatic, să am locul meu de muncă. Totul meu aș vrea să lucrez.
lucreze la același domeniu, să avem interese comune. Pentru mine, băiatul ideal nu este cel foarte frumos. Frumusețea este trecătoare. În primul rând, trebuie să aibă ceva în cap, să mă respecte, să fie familist și să mă înțeleagă. Mă gândesc la mine, ca la o femeie împlinită și fericită, alături de persoane care nu fie alături un an. Dacă nu voi fi împlinită în plan sentimental, cu un soț care să mă completeze, sigur îmi voi dedica timpul pentru carieră. Să pot atinge cele mai înalte limite ale mele. Eu, peste 10 ani, îmi amintesc că voi fi o femeie, îmi imaginez că voi fi o femeie împlinită, având profesia de polițistă. Nu știu dacă voi fi împlinită și pe plan sentimental, deși mi-aș dori foarte mult să mă căsătoresc și să am un băiat. Peste 10 ani, mă imaginez judecător, avocat sau procuror de succes. Am avut o familie frumoasă și fericită. Mă imaginez o femeie matură, deșteaptă și foarte elegantă. Sper că peste 10 ani voi avea și un cățel. Mă văd căsătorită și profesional ca medic veterinar. De asemenea, mă văd cu un copil sau dacă nu, măcar însărcinată. Îmi doresc copii, măcar doi. Consider că peste 10 ani voi avea o familie drăguță și fericită. Nu știu câți ani fac, dar până în 10 ani, sigur, nu vreau să fiu singură. Rochia de mireasă nu știe exact cum o să arate, dar știu că o să fie ceva simplu și frumos. Mă văd ca fiind o femeie independentă, cu un job care să-mi placă, vreau un doctorat în mitologie și filozofie și probabil o să-mi creez și propriul atelier de pictură, din pură plăcere, nu pentru a deveni artist. Peste 10 ani mă imaginez un avocat cu afacere de dezvoltare și are grijă de viața sa, trăiește fain, bărbat responsabil, necăsătorit, care are în jurul său prieteni adevărați, independent financiar, ce frate copiuri precum alpinismul, scufundări, culturism și not. Voi fi plin de viață, activ, împlinit pe un plan profesional, sănătos și cu o viață socială satisfăcătoare. De asemenea, nu vreau să uit de unde am plecat, de familia mea și de oamenii care au fost lângă mine când am avut nevoie. Peste 10 ani mă văd patron la o mare întreprindere din București. Să am doi copii și acum când își doresc ceva să primească, să le pot oferi. Aș vrea să mă căsătoresc la 26 de ani și să am o soție pe fata cu care sunt acum. Să fim fericiți împreună și să urcăm tot ce ne va dispărți, tot ce ne dorim. Să avem o casă de plată cu o barcă mare. Mi-am dorit să, ca fiii mei, să practice sport și să fim o familie sănătoasă. Aceasta este clasa. Și cred că în momentul să înțelegem că lor poate nu ne trebuie literatură, că lor ne trebuie chimie, că lor ne trebuie biologie, că ei au visele lor. Și întâmplător suntem și noi pe aici, în preajmă, că de acum trebuie să vor atinge țelurile. Aș vrea ca peste 10 ani, eu păstrez vorbe, să ne întâlnim și să-mi spuneți, dacă aveți fizici, căței, dacă aveți copii pe care vi-ați dori, vă doresc să aveți noroc la oameni, să vă împliniți și să vă plăceți pe voi înșivă. Cea mai frumoasă prietenie este cu propria persoană. Să nu vă disprețuiți și atunci când vă priviți în oglindă, să vă placă ceea ce vedeți dincolo de machiaj. Ori de freză. Băieții știu bine că sunt obsedați. Freză, acela e secretul succesului lor. Acum vă las pe voi. Cred că ar fi bine să mă ajungeți undeva sau ca să vă continuați scenariul. Vă invităm acum să vizionați un timp să prezentați pentru cei 4 ani de ce. Thank you.
Cred că este mai bine așa, fiecare intervenție voastră să
să vorbească între senator. De atunci am înțeles. Da, pentru mine a fost o bucurie să lucrez cu voi. Nebun. Nebun, dar bun. Da. Adică o plasă zăpăcetă care chiar mi-a plăcut să lucrez. Cum să zic, nu atât încât să fiți de suferiți. Mai plăcea atunci profesionare. Noastră. Că nu m-ați ascultat, mai bine ați făcut, că nu m-ați ascultat ce vrea. Niște statui făcuși, după că am bibelor, este acolo. Nu, oameni și așa e bine. Nu mi s-a părut că ați fi inserit vreodată calul, lucrul ăsta este foarte bun. Sper să fie o stare frumoasă la mine, chiar dacă nu, mergeți și-o lăsa. Multă faptă în continuare, mulțumim. Pentru că ne-ați îngăduit. Mulțumesc părinților pentru că v-au lăsat până aici și mulțumesc părinților mei care au fost alături de mine că singur niciunul din noi nu reușea să facă ceva. Domnul profesor Dumitrache, de mic, geografia a fost o pasiune pentru mine. În general, pasiunile sunt trecătoare, sunt înlocuite cu altele, dar aceasta încă a rămas una dintre ele, în principal datorită dumneavoastră. Încă din clasa 9, ele de geografie au fost un deliciu pentru noi de a lua parte la ele, chiar dacă nu am dat mereu această impresie. Vă cer rog ca repetați și împărtășiți toate cunoștințele pe care le dețineți, cei de-a dumneavoastră de cunoaștere, au făcut că ora de geografie se devină una dintre cele mai interesante ori la care am stat, dacă nu cea mai interesantă. După multe testuri înainte lor, se răspundea un specific dam de tămâie, atâtă frământările noastre pentru rezolvarea subiectelor. Pe lângă plăcerea pentru geografie, ne-ați însuflat și valori morale, precum demnitate, punctualitate, bunătate, perseverență. Sunteți un excelent profesor și pedagog, model pentru profesori din prezent și din viitor. Ne-ați ajutat să redescoperim hartea sub altă formă, așa cum noi dumneavoastră știți să o faceți, de la beba vechestului, la până la zimicea și coroliștea, și de la capul nor și capul tainerul până la Munciura și capul Roca, tocmai în extremitățile bătrânei Terra și nu numai. Vă mulțumim că ne-ați fost profesor. Activitatea mea la, cu voi o pot delimita așa pe două etape. Prima etapă, clasa 9-10-11, unde m-am simțit excelent, împreună cu voi, evident, și probabil că și voi cu mine. În schimb, în clasa 12, care s-o spun că e o realitate și știți foarte bine că am existat pe adevăr. Totul s-a cam schimbat așa, s-a rugit cu 180 de grade, pentru faptul că dacă eu mi-am dat silința că cei care și-au ales geografia ca examen de bacalaureat, s-o parțigeți de așa manieră de conțineți, dacă se poate numai rezultate de 9 și de 10, m-ați convins că nu trebuia să vă obosiți pentru aceste zile. Sunteți mulțumiți cu mai bună zi. Sper totuși ca la examen de bacalaureat să se schimbe atitudinea voastră, mai e o lună de zile, să dați dovadă de că sunteți conștienți de importanța acestui examen și că de altfel și importanța examenului de atingere pentru alegerea profesiei. Eu vă urez bun noroc la cele două examene, vă urez multă sănătate, vă urez
fericit și gândurile bune pe care le-ați scris acolo pe hârtiile acelea să se adeverească. Peste 10 ani să ne întâlnim ca tot ceea ce ați scris să realizeze și să ne întâlnim cu bine. Thank you.
care începeați fiecare oră și nu în ultimul rând, vândeția cu care ne vorbeați de fiecare dată. Pentru toate acestea vă mulțumim și ne vom aduce cu mult drag aminte și peste ani. Care ne enervează, e frumoasă și grea și importantă.
și cred eu că v-am stârnit să purtați spectacolul cu fidelitate, v-am stârnit să fiți și cum vreau eu. I-am spus lui Robert care spună, mâine faci cum vreau eu, pe mâine nu vrea mama. Și el a zis, nici chiar așa. Sunt sigură că lucrurile pe care le-ați dat cu mine, de asta și acasă și părinții știu lucrul acesta, pe o vârstă dificilă, așa a făcut viața ca noi să ne urmăm de copii dumneavoastră în perioada lor dificilă. Nici lor nu ne place de ei de fiecare dată și nu o spun. E important că am ajuns în această formă, eu sunt mândră de voi. Am fost mândră și atunci când ne-am distrat, mi-a fi plăcut mai multă experiență împreună, poate eu mai distantă, poate voi mai conformiști. Cu siguranță aveți alte așteptări, eu aș vrea să le mulțumesc și vreo două doamne profesoare care s-au ocupat de voi. În clasa noua, domnul la Soica, a format, v-a făcut să vă simțiți liberi. Mulțumesc, domnule profesoară, cu Maria, pentru faptul că s-a ocupat de voi în clasa a 10-a. Și cred eu că v-a impus eleganță, sobrietate. Probabil că ceea ce a venit în clasa a 11-a n-a fost tocmai ceea ce așteptați voi. A fost o luptă, o luptă care am refuzat să... de la care am refuzat să aplic. M-ați obligat să vă arăt cum sunt și cel de voi și afară încă o dată și m-am vins. În urmare, vă doresc să creșteți în continuare frumos. Spun eu că inteligența și frumusețea nu mi se datorează. Se datorează părinților, se datorează lui Dumnezeu. În urmare, caracterul celor care ne definește pe parcurs și vreau să vă iubiți mult și să învățați să iubiți oamenii care să vă aprecieze la adevărata valoare. Îmi sunteți dragi în egală măsură. Mulțumesc celor care m-au lăsat mai mult să mă apropii de ei. Vă mulțumesc celor care ați acceptat provocarea. De acum încolo, în viața vă aparține, țineți-vă strâns de ea, pentru că este frumoasă și ne-am făcut orice e foarte. Se am făcut. Iar un băiat. Fiecare oră așteptam cu sufletul la gură numele elevilor care urmau a fi ascultați, pe minus 1, minus 2, minus 3 puncte, pentru cantitatea de informații mult mai mică ce a fost asimilată și răsuflam ușurați în momentul în care nu eram citați spre a fi ascultați. Mai târziu am cunoscut o altă rată a dumneavoastră, cea reală, adevărată, și am conștientizat că am înșelat în această privință. Am găsit în dumneavoastră motivația, străduința și răbdarea, calități care vă definești și pe care le valorificați în această meserie de dascăl, în încercarea de a deveni un model social și spiritual. Vă transmit mulțumiri din partea tuturor colegilor mei și regretăm faptul că nu am mai lucrat împreună și am acesta. Închei prin a vă spune că ați fost și sunteți unul dintre cei mai dragi profesori ai noștri și vă urez mult succes în continuare cu planul profesional. Și trebuie să recunosc că dumneavoastră ați făcut parte din acel proiect frumos pe care l-am început pe vremea doamnei director Maireanu. Acel proiect frumos pe care dumneavoastră l-ați susținut și prin care au apărut și acele rezultate frumoase. La un moment dat, lotul de tip al județului a fost format din 3 cuzești. Ceea ce mie mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră
Și dumneavoastră mi-ați întors partea aceasta atât de frumoasă și atât de dragă mie, prin faptul că sunteți niște oameni serioși, niște oameni adevărați, dar pe de altă parte trebuie să punem un lucru la punct. Pentru mine veți rămâne clasa care vorbea foarte tare. Desfășit vă văd așa de liniștiți. Prima dată, mă iertați că dar am vrut să stau cu... Prima dată ai zis că cineva s-a amuzat și v-a spus că eu n-am prea bine. După aia am crezut, după aia știți că vă întrebam dacă nu aveți apă caldă acasă. Adevărul trebuie pe undeva la mijloc. Oricum, mă bucur să ajut dumneavoastră și... Și mie mi-a părut drău că n-am mai prea cu dumneavoastră în clasa 12-a, dar să nu rămâneți cu ideea că v-am lăsat. Așa vă văd niște condiții mai dificile și totdeauna trebuie să ne supuneți. Și acestor condiții. Vă urez mult succes. Multă parte. Să ni se întâlnească visele, toate visele, mai ales cele cu copii. Să aveți copii cât mai mulți și să-i aduceți la cuza. Ca să ieși la pensie. Așa, în bune condiții. Și... Dacă mă uit așa la dumneavoastră, ar să-mi fie doar dumneavoastră. Dar asta cred să rezolv. Nu ne
cineva face mai criteriu și ne vom putea succes și Doamne ajută și mai iertare să v-am tot așa trebuie să plec că am și care pornește în viață acel discurs și ar merita să
studiați și să citiți măcar cu atenție. Pentru că porniți în viață, mă gândeam acum, ascultându-i și pe colegii mei și pe voi, care ați făcut ferite referiri la ceea ce ați învățat la geografie, foarte bine, că vreți să plecați în locuri îndepărtate de vederea. Geografia, deci, vă va fi de folos. Engleza, de asemenea, de curând am auzit, poate și voi, că nu mai e ceva cu totul special în ziua de astăzi să știi engleză. Toată lumea ar trebui să știe. Engleza trebuie să devină a doua noastră limbă, pentru că trăim într-o lume globală sau globalizată. Și atunci, fiind umaniști, voi poate vă apucați de perfecționat, sigur, engleza, dar și de învățat o altă limbă străină. Așa. Pentru că noi am făcut psihologia împreună și vreau să mă mai lungesc. Sper că n-ați uitat că tot ce am învățat noi intră acolo sau face parte din personalitatea noastră. Pe care sper eu să v-am ajutat cât de cât să vă cunoașteți. Dar am citit de curând un material scris în străinătate, în Europa, referitor la cerințele pe care la ora normală le au patronii față de, sau angajatorii față de cei care urmează să fie angajați, așa cum deschid voi. Și se insistă acolo pe ideea că nu mai contează, în primul rând, pregătirea profesională, pentru că asta e nevoie să se schimbe tot timpul și să învățăm tot timpul și, în primul rând, contează trăsăturile de personalitate. Și așa ceva, mai ales cele de caracter. Eu zic că am insistat și la clasa 10-a, spre final, că a fi serios, conștiincios, om de încredere, responsabil, sunt principalele trăsături care ne plac tuturor și e bine să căutăm să le și dovedim acolo unde vom fi și vom trăi. Vă doresc multă baftă la bacalaureat, la examene, dacă le aveți, și la toate examenele vieții care vor veni peste voi. Mulțumesc părinților voștri pentru că v-au crescut așa frumoși și cu bun simț. Norocul, nu știu dacă pot să vi-l dea, probabil că nu, dar mai contribuiți și voi la norocul vostru. Vă doresc multă baftă în tot ceea ce veți face. Și întrebam cine și... Nu, 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 n
de asta suntem profesori. Vă urez să aveți în viață parte numai de bucurii, să aveți succes la examen, la bacalaureat. Vedeți că v-am postat subiectul, adică v-am spus despre subiectul de la Bacul Olimpicilor. Așteptăm rezultatele, sper să fie foarte bune. Și să aveți parte numai de bucurii în viață, să vă cunoașteți necazurile. Și să vă să se împlinească tot ceea ce vă doriți voi. Viața nu este așa ușoară, nu este nici cum de țigat. O să vă obiți de partea, sperăm că să le treceți cu video. Și dacă ați simțit ceva pentru colectivul, pentru profesor, nu ați făcut. Și încep să vă mulțumesc încă o dată și sper să ne revedem peste 10 ani.